Spectatori, iată-ne o nouă emisiune. Îl am alături de mine în platou pe pastorul Romeo Popan. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Cireșari TV. Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat. Desigur, ne place să abordăm subiecte frumoase de cele mai multe ori și este important să dezbatem multe din temele pe care le regăsim în Biblie și mai important în viața noastră de zi cu zi. Însă, pentru emisiunea de astăzi am ales un subiect greu, spun eu, dar important de dezbătut. Și vom discuta astăzi, vom vorbi, vom dezbate păcatul din viața noastră. Pentru început, aș dori să vă întreb dacă credeți că ține păcatul seama, atunci când intră în viața omului, de vreo circumstanță din viața acestuia, de trecutul lui, de faptele lui, de rangul acestuia. Păcatul nu are atât bun simț. Din păcate. Din păcate. Păcatul nu are atât bun simț să ne conde cineva, cine este el. Și este o temă care se abordează din ce în ce mai rar. Și atunci când se abordează abrupt, oamenii resping din start această învățătură despre păcat, pentru că îi privește direct. Eu aș vrea să abordez problema asta bazându-mă pe un text din Vechiul Testament și aș vrea să-l urmărim, să citim câteva versete din 2 Împărați, capitolul 5. Vă rog. Pentru că vreau să fac o paralelă între păcat și o boală incurabilă numită lepră. Ce spune Biblia despre lepră? Ce spune Biblia despre păcat? Vedea ce mare asemănare este. Și atunci vom, probabil că vom accepta mai ușor această învățătură și vom îndrepta lucrurile acolo unde considerăm trebuie îndreptate. Biblia spune, traducerea Cornilescu, un text arhicunoscut, foarte îndrăgit și de copii și de cei mari și de oamenii de mată. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Sirii, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat lungul cu el 10 talanți de argint, 6 sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul Israel și-a rupt hainele și a zis, care sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și saldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâncat și a plecat zicând, eu credeam că va veni la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Arpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși, cum este carnea unui copilaș. Și s-a curățit. Amin. Amin. Frumoasă analogie. Da. Acesta este textul, aceasta este învățătura, aceasta este tema. Nu prea găsim aici vorbindu-se despre păcat în textul nostru. Dar ceea ce face lepra cu un om, exact același lucru face păcatul cu omul. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și atunci când vrem să luăm un medicament, medicul ne recomandă să luăm și ceva să ne protejeze stomacul, nu făcând bine de o parte, să facem rău pe partea cealaltă. Și m-am gândit că dacă vrem să digerăm învățătura asta despre păcat și să o înțelegem foarte bine și să ne prindă bine, să nu o ilustrație. Atunci ne folosim textul acesta
Și nu o să ne doară nici stomacul, nu o să ne doară nici capul. Dimpotrivă, textul acesta are un final fericit. Acest ministru de război, acest comandant, a plecat ca să vindecat. Nu era îndemâna oricui în perioada aceea să fie vindecat de lepră. Și din toate categoriile sociale, oamenii se îmbolnăveau de lepră. Și aș vrea să revin la întrebarea pe care o stit-o mai devreme. Păcatul nu ține cont de rangul omului. Nu ține cont cine este un om, să se apropie de om sau să nu se apropie de om. Pentru că rădăcina lui și solul în care el se dezvoltă și crește este noi. Este firea pământească. De aceea firea pământească nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așa cum oamenii sunt egali în fața câtorva evenimente în viață, unul dintre ele și poate cel mai important este moartea, așa se pare că și în fața păcatului exact. Suntem egali. Exact. Dar oamenii au o artă și oamenii sunt desăvârșiți să practice arta aceasta în a-și ascunde păcatele. Uh-huh. Ori soluția nu este să le ascundem. Soluția, vom vedea ce ne spune Biblia astăzi, este să le mărturisim, să ne lăsăm de ele. Pentru că vestea bună pe care cuvântul Dumnezeu o aduce este aceasta, că nu există om fără păcat. Și Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, nu a venit pentru oameni sfinți și neprihăniți. Și prima condiție ca cineva să se întoarcă la Dumnezeu, să fie iertat, este tocmai aceasta, să fie păcătos. Deci dacă cineva nu e păcătos, el nu se poate întoarce. Nu se poate căi, nu se poate pocăi. El poate fi regenerat, transformat, uh-huh. să primească o viață nouă. Vorbim aici totuși de lepră, o boală foarte, foarte grea. Da. Și spuneați că aduce aceleași efecte păcatul în viața lui. Putem cumva dezvolta acest lucru pentru oamenii să înțeleagă, să nu considere că este o exagerare? În Levitic, în Vechiul Testament, în capitolul 13, versetul 45 și 46, Biblia ne spune că dacă cineva era bolnav de lepră, trebuia să iasă afară dintre oameni, afară din societate, și trebuia să strige, dacă cineva se apropia de locul acela, să strige necurat, necurat. Pentru că era o boală molisitoare și de asemenea purta o plăcuță, o tăbliță pe care scria cuvântul necurat. El trebuia să stea deoparte, să fie izolat. Exact asta face și păcatul cu noi, ne izolează. În primul rând, rupe relația cu Dumnezeu, ne separă de oameni, ne separă de comunități, ne separă de performanțele pe care le-am putea avea în viață, pentru că păcatul odată săvârșit aduce moarte. El nu aduce binecuvântare, el nu aduce prosperitate. Și cartea Proverbele ne spune în capitolul 14, versetul 34, păcatul este rușinea popoarelor. Așa e. Și pe mine mă frământă problema asta pentru că călătoresc mult în țară, în străinătate, văd țări mai binecuvântate, mult mai binecuvântate decât noi și secretul nu a fost avut oameni mai buni ca noi, oameni mai pregătiți ca noi, oameni cu facultăți mai multe decât noi, universități mai bune decât noi. Nu de asta. Nu. Eu rămân la părerea mea. România este o țară cu cei mai buni oameni, cu cei mai frumoși oameni, cu cei mai de perspectivă oameni, cu cei mai buni sportivi, cu cei mai buni inventatori. Noi avem altă problemă. Problema noastră este păcatul. Și până nu recunoaștem la nivel de națiune că este o rușine, am călătorit în Austria un an și am mers cu cineva la un restaurant cu o distinsă profesoară care venise din Statele Unite după ce a predat 35 de ani acolo, s-a reîntors în pensie în Austria, unde plecase. Ne-a invitat la un restaurant, iar colegul meu de masă, care era și el român, mi-a șoptit, nu cumva să vorbești românește. De ce? Mi-e rușine dacă cineva știe că sunt român. Deci pentru că cineva a plecat peste hotare și în loc să ducă lucrurile bune pe care ce a dus, a dus păcatul. Care un aluat și dospește și crește și dă peste leghian sau peste vain sau peste covată, și îi umple pe toți. Păcatul, pare logic ceea ce spuneți. Pare adevărat. Va fi greu de digerat de foarte mulți oameni, pentru că românii întotdeauna s-au considerat un popor creștin, un popor bisericos, dacă putem spune așa, față de țările din Occident, care în ultimii ani adoptă tot felul de politici foarte ciudate. Este o cultură acolo în Occident care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Dar realitatea asta este, roadele astea sunt, într-adevăr. Vedem că ei continuă să fie binecuvântați, să trăiască mai bine decât noi. Și atunci, într-adevăr, trebuie să ne punem aceste întrebări. Care e rădăcina și sursa? Tot cu creștinismul nostru de sute de ani. Dacă noi privim la ultima statistică publicată, noi suntem o țară 98% declarată țară creștină. Așa e.
Statistica spune că din cei 90%, 10% n-au mers niciodată în viața lor la o biserică și nu îi interesează relația cu o biserică locală. Nu vorbesc de un preot, de un pastor, de un duhovnic, mm-hmm. de un capelan. Nu. Din 88% câți au rămas, sunt 30% care au spus dacă mergem o dată pe an. Dacă mergem o dată pe an. Din 58% câți mai rămân, 30% au spus mergem la anumite evenimente. Înmormântare, nuntă, botez. Sfântă Mărie, botez, Crăciun, Paști, Rusalii, Sfântă Pascheva și așa mai departe. Deci mergem o dată. Este o ocazie. O ocazie, s-a întâmplat în familie să avem un deces sau o nuntă sau ceva, mergem. Mergem. Este botez, vine președintele, din nou botează fiecare, nu știu cine, mergem, apare în poză, în ziare, ne vede o țară întreagă. Câți au rămas? Au rămas 28%. Din 28%, doar 10% din ăștia care au rămas spun suntem creștini practicanți. Calculele noastre sunt în jur de 300 de mii, 300 ceva de mii. Deci în România sunt 300 de mii de creștini practicanți. Și întrebarea mea ar fi, oare câți din aceia care merg probabil regulat la biserică au o relație cu adevărat cu Dumnezeu? Exact. În afara bisericii. Exact. La locul de muncă, atunci când sunt cu vecinii, cu prietenii și așa mai departe. Am ascultat mai devreme părerea foarte colorată a unora despre cei care se declară că practică credința în Dumnezeu. Și nu e loc de lăudat. Dar oamenii sinceri spun exact relația care le-au avut cu cineva care a spus că e practică lucrul ăsta. Problema este noi întotdeauna îi vedem pe alții. Și de aceea Biblia, prin această învățătură, din 2 Împărați, capitolul 5, spune lepra nu a ținut cont de rangul omului. Naaman era ministru de război. Era un fel de Mircea Dușa sau cum îl cheamă, ministru apărării, sau un fel de ce avem noi astăzi, un secretar de stat american, sau nu mai știu, un comandant de armată, culmea. Dumnezeu prin el dăduse o biruință, spune Biblia aici. Deci da. Nu era oricine în economia lui Dumnezeu, nu era oricine în economia țării lui. Împăratul avea încredere în el și omul acesta, după o mare biruință, împotriva poporului lui Dumnezeu, se îmbolnăvește de lepră. Și întrebarea mea, de ce? Lepra nu ține cont că Azaria, împăratul lui Israel, este bolnav de lepră. 52 de ani, boală de lepră, a fost bolnav până în ziua morții lui și el locuia într-o casă izolată. Găsim în Numeri 12 Maria, sora Moise. Biblia ne spune despre Moise că nimeni nu a avut o relație specială cu Dumnezeu cum a fost Moise în perioada lui prin minunile pe care a făcut Dumnezeu prin el și sora lui de corp nu avea atâtea pile, nu avea atâta trecere și Biblia ne spune că ea a fost bolnavă de lepră. 7 zile necurat afară din tabără, popul a stat pe loc. Avem exemple în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos a vindecat leproșii. Da. Erau și în perioada aceea. Așadar, lepra nu ține cont de rangul omului, la fel nici păcatul. Păcatul nu a ținut cont că Adam și Eva erau primii oameni în grădina Edenului, erau foarte, foarte fericiți într-o grădină binecuvântată, creați de Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe Adam din țărâna pământului, după care am auzit la o conferință că lui Dumnezeu ar fi venit o idee mai bună, a făcut femeia. Nu vă contrazic. Da? Și aștept cafea după. Și primii oameni au păcătuit, au experimentat această cădere, această îndepărtare de Dumnezeu, această rușine, pentru că primul lucru le-a fost rușine, s-au căutat să se face. De unde a venit rușinea? În urma păcatului, a neascultării. De aceea păcatul este rușinea poporului. Deci gândiți-vă și trebuie să ne gândim că noi, oamenii, când păcătuim, este ca și cum am umbla în fundul gol pe stradă. Asta este rușinea pe care a adus-o păcatul. Și noi am încercat să acoperim golicinea asta. Ei cu frunze, alții cu... Dumnezeu le-a dat haine de pile, Dumnezeu a fost mai înțelept totdeauna. Așadar, păcatul ca și lepra. Lepra nu ține cont că este un comandant de oști, este un general de război, un general de armată, la fel nici păcatul. Solomon, cel mai înțelept om, da? Cel mai înțelept om de pe fața, sau cel mai înțelept împărat despre care citim în Scriptură, da. Chiar și Solomon. A dat-o cu bota în baltă. Sigur, cu 700 de țiitoare și 300 de creese și vă dați seama cam ce era în capul lui. Să zicem că era un context cultural. Da, era un context cultural.
Dar culmea, păcatul trece dincolo de orice context cultural, supracultural și subcultural. Oamenii din orice cultură sau subcultură, oamenii păcătuiesc, beau păcatul ca apa, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ține cont, David, omul după inima lui Dumnezeu, este împăratul cel mai faimos împărat și cel mai mare împărat pe care l-a avut Israelul David. A ajuns și el să păcătuiască și da, oamenii au păcătuit știind sau neștiind. Sunt păcate de comitere, sunt păcate de omitere. Și oamenii se gândesc că dacă nu e o prioritate viața lor să judece viața, a păcătuit, n-am păcătuit, este greșit ce fac sau nu este greșit ce fac, a, Dumnezeu nu ține cont de asta. Nu. A, sunt păcate mari, sunt păcate mici. David a păcătuit mare, adulter și crimă. De fapt, crimă și adulter, asta era ordinea. Da. Dar nimeni n-a păcătuit ca el, dar nimeni nu s-a pocăit ca el. Și Dumnezeu a rezolvat problema. Și aici cred că ar mai trebui să introducem o învățătură. Dacă lepra nu ține cont de rangul omului și cine este omul, că e împărat, că e om de rând, că e primii oameni din Biblie sau ultimii oameni din Apocalipsa, păcatul nu ține cont. Cine sunt oamenii și vine și are atâtea metode și atâtea metode și atâtea metode pentru oamenii să greșească, să păcătuiască. Pentru că cel rău știe că dacă cineva păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu ia măsuri. Pentru că în mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se mânie, se umflă venele și se roșește la față, cum fac ăștia prin talk show pe la televiziune, acum cu să pună un nou guvern. Dumnezeu nu, mânia lui Dumnezeu nu e așa. Mânia lui Dumnezeu este reacția sfințeniei lui Dumnezeu la care Dumnezeu nu poate suporta păcatul. De ce au fost momentele în care și-a întors fața de la Domnul Iisus Hristos, când păcatul întregii omeniri era asupra lui. Și oamenii spun, a, zice, nu e un păcat mare. Sau, nu e un păcat care duce la moarte. Dar ce, există păcat care duce la viață? Există oare păcat care aduce binecuvântarea peste țară? Orice păcat este fără de lege, orice păcat săvârșit duce la moarte, punct. Și oamenii au zis, nu, păcatul acela este mai grav decât celălalt, datorită urmărilor. Încă n-am văzut un om să-l mintă pe alt om și din cauza asta să se îmbolnăvească de sida. Dar oameni care trec în adulter, oameni care practică relațiile în afara căsătoriei, oameni care se droghează și oameni care trăiesc o viață în felul acesta, ei, despre acești oameni au zis că s-au îmbolnăvit de sida. Nu pentru că au mințit. Dar păcatul săvârșit aduce moartea, iar păcatele nu sunt mai mari sau mai mici, dar au consecințe diferite. Unul sau altul, consecințe diferite și ele se diferențează datorită urmărilor lor. Este foarte interesant. Când citim în Biblie oamenii, am studiat învățătura aceasta și am văzut oameni împărați care au fost bolnavi de lepră, Dumnezeu s-a folosit de ei. Au locuit separat pentru că n-au avea voie între ceilalți. Da. Și m-am întrebat, dacă ar fi numai atât învățătura asta, ar fi prea puțin. Ar fi prea puțin. Deci mergem dincolo și învățăm că exact același lucru se întâmplă cu oamenii care păcătuiesc. Ne izolează, oamenii se izolează unii de alții. Sunt sigur că vi s-a întâmplat în viață cineva să fie vinovat față de noastră și când te-ai întâlnit prima dată, te-ai reîntâlnit să nu te privească în ochi. Da, cred că se întâmplă frecvent. Se simtea vinovat sau vinovată. Te saluta și se uita peste tine, se uita la copaci, se uita la frunze, de fapt copacii erau uscați că era iarnă. Vinovăția, rușinea. Multora, cineva trece pe lângă noi, nu salută. E rușine să te salute. De ce? Pentru că este cat acolo. Să presupunem că identificăm păcatul din viața noastră, să presupunem că acceptăm faptul că am păcătuit, cât de repede trebuie acționat. Cum acționăm? Păi, dacă reținem Roman capitolul 3 cu 23 în care Biblia spune că toți au păcătuit, ne gândim că ce va fi la urmă cu toți va fi și cu mine. Unde se duc toți, acum mă duc și eu. Auzeam pe cineva zicând... Da, e o modalitate, da, a vedea lucrurile. Și ce spun unii oameni? Zice, n-am mai avut pe nimeni să vină de dincolo înapoi. Dovadă că acolo e foarte bine. Da. Unii mai spun că e culoare verde, alții... Mie mi-ar place să fie verde, culoarea mea favorită. Dar mă gândesc că Biblia nu tratează așa subiectul. Dacă privim în textul nostru, pentru că întotdeauna trebuie să plecăm de la text, de la învățătură, la înspre noi, să o aplicăm, spunea împăratul lui Israel următoarele cuvinte. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? Deci spune să vindec pe un om de lepra lui. Adică este o problemă de viață și de moarte problema asta lui Naaman. Da.
Când împăratul Siriei a dat o scrisoare de acreditare, de însilie, să treacă peste toate granițele, să aibă viză pe pașaport, să intre în Israel, să ajungă și acolo împăratul, să-l vindece, împăratul putea să zică, nu, eu nu pot, n-am darul acesta, n-am chemarea aceasta, Dumnezeu nu mi-a vorbit în legătură cu asta, să caut pe cineva care poate să rezolve problema asta. Nu, el spune, asta e o problemă de viață și de moarte. Și atunci când cineva vrea să spună că are rezolvat o problemă, atunci, în momentul acela, este foarte, foarte urgent, ei bine, în momentul acela, spune, dar e problemă de viață și de moarte. Dar veniți până la noi, de ce? Chiar așa e așa de important, este urgent. Cât de urgent este? Este problemă de viață și de moarte. Este o expresie care ne spune cât de repede trebuie rezolvată problema asta. Și dacă în viața noastră, dacă în viața orașului și a națiunii noastre trebuie rezolvat ceva repede acum, înainte de guvern, înainte de parlament, înainte de nou președinte la Federația Română de Fotbal, înainte de orice, nu știu dacă știți că astăzi sunt ale la Federație. Nu sunt atât de informată, deși ar trebui să fiu. De ce? Pentru că fotbal se ține cu bal? înainte de orice, este problema asta, problema trebuie rezolvată. Oamenii care și-au rezolvat problema aceasta, altfel umblă pe stradă. Sunt oameni veseli, sunt oameni fericiți, sunt oameni pentru că fericirea noastră ține de alegerea noastră. Eu aleg în fiecare zi să fiu fericit. Dar de ce cânt să bună dimineața? Pentru că am ales să fiu fericit. N-am motive. Sau n-am multe motive. Mai multe motive ar fi potrivit circumstanțelor vieții să mă gândesc la alte lucruri, să fiu tot timpul amărât și potomorât și supărat și ursuz și... Nu. Eu aleg să fiu fericit. De ce? Pentru că am avut o zi în care mi-a rezolvat problema asta. Și mi-a rezolvat-o repede. Mi-a rezolvat-o repede, aproape la 18 ani mi-a rezolvat problema asta. Și de atunci, dacă se întâmplă, Biblia spune, dacă se întâmplă, avem la Tatăl un mijlocitor. Cât de repede trebuie rezolvată problema lepre din viața lui Naama, era acolo o fetiță din Israel. Și fetița asta s-a gândit, las că mă răzbun eu pe voi și am să vă umplu aici de pământ din țara mea. Mi-ați omorât părinții, mi-ați omorât neamurile, am ajuns în robie aici. Am să fiu o slujnic foarte bună, foarte conștiincioasă. Și îi zice stăpânei, dacă stăpânul ar fi la prorocul acela din Samaria, l-ar tămâi de lepra lui. Puteți mai stea? Să mai stea o săptămână, să zică, uite, acum suntem preocupați cu sezonul de semănat flori în grădina împăratului, trebuie să supravegheze toate slujnicile care... A înțeles urgența de noi. Era o problemă care trebuia rezolvat atunci. Dacă noi am înțelege și dacă oamenii ar înțelege și dacă predicatorii ar accentua lucrul acesta și dacă oamenii ar accepta învățătura aceasta, că înainte de orice, înainte de orice investiție, înainte de căsătorie, înainte de școală, înainte de facultate, înainte de a începe un business, trebuie rezolvată problema păcatului. Problema asta, pentru că nu putem să mergem în lumea întreagă cu rușinea asta după noi. Lasă că vă știu voi românii, lasă că vă știu pe voi ungurii, lasă că vă știu pe voi nemți, lasă că vă știu pe voi. De ce? Dumnezeu nu spune niciodată, lasă că vă știu voi, dar nu ne știe Dumnezeu. În curs de câteva zile sunteți a doua persoană care cumva aduce această problemă în discuție, pentru că cineva în Anglia fusese zilele trecute, am avut o discuție și la fel, le-a fost foarte greu să dovedească seriozitatea lor, era vorba de o afacere și să fie primiți așa cum primiți ceilalți din alte țări. E rușinos și e trist. Dacă noi am avea statutul acesta de... Uite, acum mi-aduc aminte. Eu am fost la canalul Dunăre Marea Neagră. Știți, am învățat poezia aceea că de la Dunăre Mare s-a făcut un canal mare. Da. Să se plimbe cu vaporul, așa mai departe. Ei, în 1983, 6 luni de zile am fost acolo delegat de la locul de muncă de aici, din Cluj, cu o echipă de clujeni, de colegi. Și știți ce mi-a plăcut foarte mult? Am văzut acolo nenorociri. Într-o viață de om nu vezi 21 de soldați să moară într-o noapte, s-au surpat malul de la kilometru 52 peste ei și au murit. Oameni care se iau cu rabele și cu belazurile și cu mașinile de la 65 de metri altitudine în canal și mureau. Niște lucruri incredibile, morți incredibile, cum se jocoreau militari unii pe altul. Incredibil asta acolo. Dar aveam un maestru, era turc și... El nu mânca carne de porc, avea anumite ritualuri, anumite învățături. Eu mergeam cu o altă învățătură și într-o zi zice către mine, uite, dacă vrei să-ți dau cheia de la casă, dacă vrei să stai,
Dacă vii în Constanța, înseamnă în Constanța. Dacă vrei, mergeam la biserică, mergeam la cor, la biserică acolo. Și dacă vrei să stai la mine acasă, uite, îți dau cheia de la casă. Sunt eu cu ția și poți să stai la noi. Și... Dar zic, da, dar mă cunoașteți de nici de o lună de zile. Zice, da, dar tu vii din Ardeal. Tu ești clujan. Și mi-a povestit de un nepot de-a lui venit din București. Zice, a venit la mine, zice, avea mare. Dar ce dimineața, la 6, când eu ies din casă să vin pe șantier, l-am scos în stradă și am zis, du-te. Și te plimbă-te, du-te pe litoral. Și de seară când vin, vii și zici, eu am curajul să las în casa mea. Zice, mine pot. Dar nu-i din Ardeal. Zice și Biblia că de mult valorează un nume bun. Exact. Asta trebuie să lucrăm, noi, să facem. Noi mergem în zona asta a țării și avem oarecare renume. Da. Că se face verde la stop, numărăm până la 30, apoi pornim mașina. Eu aș vrea să se spune despre noi că mergem oriunde în lumea aceasta. Să dea Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Ne spune că pe vremea lui Petru și Ioan, după ziua cinzecimii, oamenii au priceput că fuseseră cu Iisus. Și atunci, dacă oamenii trebuie să priceapă că ne-am întâlnit cu Mântuitorul, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Împăratul împăraților și Regele regilor, astea trebuie să se vadă în viața noastră. În viața noastră. Și atunci, problema asta trebuie rezolvată urgent. Nu sunt alte priorități. Oamenii zic, este povestea aceea care au auzit-o de copii. Mergând la biserică de copii, am auzit povestea aceasta. Acum am să termin școală, după aceea am să fac facultatea și după aceea am să mă căsătoresc și după aceea am să am o familie și copii și după aceea am să ies la pensie și după aceea am să mă bucur de pensie și după aceea, mai există și după aceea, da, mai există, Și după aceea va fi o veșnicie, Știți că la noi la biserică ne salutăm duminica dimineața și avem salutul ăla frumos din Evanghelia lui Matei și eu îi îndemn pe frate, dă mâna cu cel de lângă tine și întreabă-l, când va veni Domnul, vrei să fii oaie sau capră? Din Biblie. E din Biblie. Este. Da. Deci va veni o zi încât unii vor fi la dreapta, iar alții vor fi la stânga. În funcție de cât de repede ne-am rezolvat problema asta. Și acum, de ce trebuie să o rezolvăm așa de repede? Pentru că nu suntem stăpâni pe viața noastră. Nu știm... Aveam un coleg la seminar, avea o vorbă tare, la început mi s-a vrut foarte dură. Zice, ne vedem sâmbătă la evanghelizare acolo dacă nu e calcă trenul. El spunea un mare adevăr. El spunea un mare adevăr cu asta. Adică, se poate întâmpla orice până sâmbătă. Asta vrea să ne spună. Da, așa și, e. Și imediat ne șocam, la urmă ne-am obișnuit cu el. Nu l-a călcat nici până ziua de azi și ne rugăm nici să nu-l calce. Amin. Pentru că este un predicator bun. Și se poate întâmpla orice. Așa e. Chiar orice se poate întâmpla. Bun. Pentru că Biblia ne dă întotdeauna răspunsuri la problemele noastre, găsim în Biblie și soluții practice pentru a rezolva păcatul din viața noastră. Așadar, cum acționăm pentru a scăpa de păcat? Pe apăsarea păcatului. Oamenii enervează soluția asta. Și spun, oameni, dar e prea simplu. Prea ușor. Uh-huh. Lepra nu ține cont de rangul omului, nici păcatul. Lepra era problema de viață și de moarte, trebuia rezolvată. Dacă ne gândim noi, când s-a întors Naaman de acolo vindecat, cam ce bucurie a fost în familia lui, cam ce bucurie a fost pentru împărat, cam ce bucurie a fost pentru cei care erau în subordinea lui, toți ziceau, gata, poate să stea cu noi, poate să putem merge la război, putem face planuri de viitor. Ce mare bucurie pentru acest om că și-a rezolvat atunci problema. Atunci, repede. Și culmea, Naaman se gândea așa, sigur că a luat cadouri să ducă la împăratul lui Israel sau la cel care va rezolva problema și este foarte enervant pentru el cum se întâmplă lucrurile, după cum este foarte, foarte enervant pentru oameni astăzi. Cum ar să dai 1 milion de euro să faci o binefacere sau 2 milioane de euro sau alții prin America dau 10 de milioane de dolari și miliarde pentru Dumnezeu, pentru cei care ajută cei săraci în Africa și fac atâta bine, o viață de binefacere și la urmă se duce în iad. Oare Dumnezeu e drept? Dumnezeu e drept pentru că totul are legătură cu soluția pe care Dumnezeu o are. Și exact cum s-a rezolvat problema leprei, la fel se rezolvă problema păcatului. Este foarte simplu, nu simplist, este simplu, este la îndemâna noastră. Și Biblia spune aici așa,
Elisia a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scoală-te de 7 ori în Iordan și carne se va face sănătoasă și vei fi curat. Acum mă duc eu, ministru de război, ajung acolo și eu m-am gândit așa, va ieși împăratul. Împăratul n-a fost și a trimis un delegat. Va veni delegatul împăratului și acolo vor fi toate televiziunile. TV Cireșari, Alfa și Omega, Credo, nu, antenele nu vor fi. Deci antenele nu vor fi. TV și toate celelalte, BMU TV, vor fi. CNN și NCN și CBS și NCBS și tot ce există în lumea asta vor fi acolo. Și marele comandant spunea, toate televiziunile vor fi pe mine și se va transmite în lumea întreagă vindecarea lui Naaman Sirianu. Da, de unde? Credea că va ieși omul lui Dumnezeu îmbrăcat nu știu cum și cu barba nu știu cum și va rosti un fel de abracadabra și dintr-o dată va dispărea lepra și ce bucurie va fi și toată lumea va vedea că omul ăsta, ce sfânt a fost el că Dumnezeu l-a vindecat și... Da. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Am auzit odată o vorbă de la cineva care n-am răspuns, n-am ripostat, pentru că era o persoană în vârstă de la care nu puteam să aștept mare lucru. Zis așa, ai auzit pe cutare, zice, a avut cancer la stomac și zice, uite, Dumnezeu l-a vindecat. Și am zis, da, slavă lui Dumnezeu, zice, a fost om, că ideea l-a vindecat Domnul. Măi, ce mare lucru, ce teologie. Deci eu sunt născut în păcat. Spunea, în păcat m-a zămizlit mama mea, trăiesc în firea asta pământească și Pavel spune, Pavel, marele apostol, vreau să fac binele și iese rău. De ce? Pentru că suntem în firea asta pământească și nu totdeauna iese ce vrem noi. Da. Și pe unul vindecă Dumnezeu că el e atât de sfânt și de pocăit. Dar întrebarea mea e dacă a fost așa de pocăit și de sfânt. Deci s-a îmbolnăvit. Deci s-a îmbolnăvit. Și oamenii zic, deci oamenii sunt păcătoși din calea afară de păcătoși și când merge bine zic, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu binecuvântează păcatul și noi ale cuiva. Nici vorbă, nici vorbă. Biblia spune aici, Elisei a trimis să-i spună printr-un sol. N-a spus, îl cheamă Romeo Popan, îl cheamă Simon Vancea, a trimis un sol. Unul de acolo. Tu te spui la marele comandant care este cu alaiul, cu darurile, cu toată armata lui care însoțește, cu tot care au venit să-i creeze condiții de deplasare, de tot. Tu te spune-i să vină cineva, un mare ambasador care are un nume, care e asta absolvent de Harvard, să-i spună, ce ia un sol, auzi, vezi că e unul acolo afară, vine din Siria. Tu te spune-i, spune-i să cade în Iordan de 7 ori. Jos, sus și va fi curat. Și se duce solul acesta și spune și reacția marelui comandant se enervează. Se enervează. Dar ce ne spune nouă Biblia cum rezolvă păcatul și cum a fost rezolvat păcatul omenirii? Dumnezeu a trimis un sol. A avut un trimis. La împlinirea vremii Dumnezeu a trimis. Adică a venit un sol în partea cerului care s-a întrupat în lumea noastră, care a luat toate păcatele noastre asupra lui, le-a răstignit la Golgota și prin credința în jertfa lui noi suntem iertați, suntem mântuiți. Amin. Și am descoperit un verset în Biblie în Iov 5:16 că dacă noi ne încredem în Dumnezeu, ne punem nădejdea în Dumnezeu, fără de legile noastre păcatul își închide gura. Fără de legile își închid gura. Ele nu mai au cuvânt. Ele nu mai au cuvânt. Oamenii sunt păcătoși, fiecare în felul lui, fiecare în felul nostru. Dar nu ar fi atât păcătoși dacă arții n-ar avea grijă să-i mai picteze un pic, să le mai amplifice un pic. Pentru că atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu iartă, Dumnezeu uită. Când omul se lasă, așa e. S-a pocăit, s-a recunoscut, s-a întors, Dumnezeu l-a iertat, l-a făcut o făptură nouă. Așa e. Am înțeles că e o glumă care a circulat anul trecut pe undeva pe la Sovata, și că s-au întâlnit acolo niște fețe bisericești, vreo 300-400 de fețe bisericești, și după 3-4 zile de îmbuibare și mâncare bună, că la Sovata l-a dat numele acolo să mănâncă bestial, și că au ajuns ei la concluzia că există oameni care se iertați de Dumnezeu și există oameni care iertați de Dumnezeu, dar nu chiar în totalitate. Eu am luat-o ca o glumă, la urmă chiar am văzut scris. Deci am văzut scris, nu mi-a venit să cred, dar am văzut scris. Deci capete luminate care sunt, da, iartă un om.
Dar nu, nu. Deci ceva a fost foarte păcătos. Dumnezeu nu-l iată chiar de tot. Deci ăla că dacă devine copilul Domnului, devine un fel de copil vitreg a Domnului și el trebuie ținut mai în curte, mai în grădină, mai după șură. Pare rău, eu nu asta am citit în Biblie. Nu, nu, nu. Nu. În Biblie spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și aici se referă la omenia pierdută, încât da. A dat pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în el. Oricine. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum eu întreb. O femeie poate fi și gravidă și negravidă. O femeie ori gravidă, ori nu e gravidă, nu? Ori însărcinată, ori nu e însărcinată. Nu poate fi între ele. Un om ori este mântuit, ori nu este mântuit. Domnul Iisus nu apoi a murit. A murit. Exact. Pentru a mai apoi să învieze. Exact. A murit și a înviat. A murit și a înviat. Și pentru că Dumnezeu Tatăl a acceptat jertfa depusă pentru păcatele întregii omeniri, oricât ar fi ele de grave, Deic spunea într-un comentariu că sunt aproximativ 300 de feluri de a păcătui. 300, numai în Biblie întâlnite. Uh-huh. 300 de feluri de a păcătui. Oamenii păcătuiesc. Dar sângele Domnului Iisus Hristos are putere, are autoritate, îi Dumnezeu din Dumnezeu, care a șters, a iertat, a plătit prețul păcatelor noastre și a celor care vor veni după noi. Au fost, suntem și vor fi. Este suficient. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea cuiva. Dacă persoana aceea se recunoaște, întoarce. Dacă Naaman s-a dus până în țara lui Israel și a mers până la omul lui Dumnezeu să-și primească vindecarea de lepră, la fel și astăzi. Astăzi nu trebuie să mergem la Mecca, la Medina, la Moscova, la New York sau în altă parte, cum spunea femeia de la fântâna lui Iacov, pe muntele Garizim sau la Ierusalim. Unde să mergem? Unde sunt chinători adevărați? Și Domnul Iisus îi spune, acolo în Duhul tău, în Duh și în adevăr, în Duhul omului. Acolo se restabilește relația cu Dumnezeu în urma iertării, în urma întoarcerii la Dumnezeu. Este un sol. Elisei a trimis un sol. Aș fi vrut să văd imaginea asta. Mi-a fi plăcut să-i văd moca lui Naaman când i-a spus un sol, dar cine ești tu? Păi m-a trimis prorocul. Și dar tu cine ești? Eu sunt, m-a trimis eu de slujitorul lui și o să te duci în Iordan. Pe cum atâta? Așa de simplu, așa de ușor. Da, du-te, scaldă-te. Și oamenii spui, părinte, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu? Eu cred că dacă oamenii astăzi s-ar cere să dea $100,000 și vor fi mântuiți, eu sunt convins că foarte mulți oameni ar munci 24 din 24 să facă banii ăștia ca să fie mântuiți. Dar nu e atât de greu. Nu e atât de greu. E mult mai ușor, e ușor atunci când în urma convingerii, în urma cercetării Duhului Sfânt, oamenii acceptă să se lase de păcat. Atunci e foarte ușor. E foarte ușor. Deci se rezolvă printr-un sol. Și lepra lui Naaman s-a rezolvat printr-un sol, nici nu știm. A trimis un sol să-i spună, du-te, scaldă-te, s-a întâmplat, a acceptat până la urmă, că la urmă îl durea. Îl durea că se întorcea acasă în familie și era să dea deoparte. Ar fi vrut să-și rezolv problema. Exact, pentru că... Și să o rezolve urgent. Urmează să fie izolat de societate, de oameni, de familie și... Da. Îl durea, vrea să o rezolve. La fel și astăzi, există oameni pe care îi doare păcatul lor. Doare, îi apasă. Uh-huh. Cum spunea și David. Mâna ta apăsa. Și oamenii vin și spune, uite, nu merge bine aia, am fomentat acolo și spune, domnule pastor, dar ce ar trebui să fac? Și eu sunt foarte simplu. Să te pocăiești. Unde să mă duc să mă pocăiesc? Dar mă unde? Zice, să acasă. În dormitor. Acolo să te pocăiești. Pune-te pe genunchi, roagă-te Dumnezeu. Acolo. Vino așa cum ești. Așa cum ești. Acolo. Nu trebuie să mergi până în Israel sau în altă parte acum. Să duc în Israel să se boteze în Iordan. Că, da, am auzit. Da, o să fie mai... Mai botezați ca alții. Mai botezați ca alții, nu. Oamenii se pot pocăia acolo pentru că solul a venit, a rezolvat problema. Imediat după Revoluție a fost o campanie de evangelizare în Baia Mare și a fost evangelizare într-un cort. S-a stat un cort la marginea orașului, un cort foarte mare. Au trecut zile de evangelizare, aproape o săptămână, era un pastor american. Și a venit cineva, a auzit și el. Auzit. Și au văzut vecinii undeva de acolo, într-un sat, au fost la evanghelizare și când oamenii s-au dus acasă, i-au văzut că numai băutură, numai alcool, numai țuică, numai ce practicau ei, numai înjură. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Unde au fost? Ce operație li s-a făcut? Și zice, uite, am fost la Baia Mare, am fost la evanghelizare. Ce evanghelizare? Păi zice, uite, am fost acolo. Și a dus soția omului și a zis, ce ați făcut? Voi nu mai...
ce medicamente ați luat? Zice, uite, a fost acolo evangelizare, s-au rugat, zice, pentru noi. Și uite, avem puterea asta, nu mai fumăm, mai băm, nu mai jurăm, mai vrem să trăim o viață de sfințenie. Și și-a încurajat. Soțul s-a dus și el acolo, oamenii ăștia strângeau cortul. Strângeau, deja scaudele erau împachetate, stau pe acolo frânghile să dărâme cortul acela, să-l împacheteze, că s-a terminat. Și plecau. Și a venit omul acela și era unul dintre păstorii de acolo care au fost implicat în campania aceea și bună ziua, nenea, dar pe cine căutați? Păi, uite, eu sunt de acolo și au fost și a spus istoria și vreau și eu nu mă pot, zice domnule, ce mă pot lăsa de asta și de asta și de asta și nu mai pot, că zice, pare ce ai venit prea târziu. Pe cum, domnule, dar totuși, da, uite, încă n-a străcat cortul și dau, ce, cât bani trebuie să dau? Că dau și eu, uite, mi-au zis niște bani, trebuie să dau și eu niște bani. Ce să fac? Zice, nu mai pot să fac nimic. Pe cum, chiar așa, zice, nu, ce îmi pare rău să... E prea târziu. Dar totuși, zice, acum e prea târziu să mai faci dumneavoastră ceva. Tot ce trebuia făcut, a făcut Iisus acum 2000 de ani. Atunci a venit solul lui Dumnezeu, atunci s-a rezolvat problema. Nu trebuie să dai nici bani, nu trebuie să faci acum fapt ca să fii mântuit. Dar uite, hai să mergem acolo mai departe și hai să ne rugăm și ne primim viața în mâna Domnului. Și s-a întâmplat un miracol. Omul acesta s-a întors la Dumnezeu. Pentru că problema lui și a mea și a ta și a fiecare a fost rezolvată acum 2000 de ani. Nu mai trebuie să inventăm noi acum. Cum? Cum? Că vor veni oameni și zice, da, mai plătește acolo, da, mai aprinde dincolo, da, mai fă dincolo, da, mai du-te până acolo, da, îngenunchează pe lângă mănăstire, mai fă una. Nu. Prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos este solul lui Dumnezeu a fost trimis. Și el zice, iată-mă că vin. În solul cărții scrise despre mine, vin, eu sunt solul trimis de tine. Leul din seminția lui rădăcina lui David. El a biruit, a luat cartea, iar o pecețele s-a uitat în ea, el a biruit. Și slavă Domnului că problema păcatului se rezolvă așa. Pentru că așa este și drept, este și har. Așa e. Satisfăcut dreptatea Dumnezeu, că păcatul trebuie să-și plătească prețul, dar și harul lui Dumnezeu, că noi n-aveam cu ce plăti, și-a plătit altcineva în locul nostru. Trebuie să înțelegem că este felul în care Dumnezeu a ales să lucreze. Ar fi mult mai ușor dacă l-am putea vedea pe Dumnezeu, însă El a ales să nu-L vadă decât puini. Și așa cum spune și Biblia, credința este puternică în credințare în lucrurile care nu se văd. Da, e greu de operat cu lucrurile care nu se văd. Și totuși ceva se vede. Se vede. Ceva se vede. Se vede. Se vede că Naaman, spune Biblia, s-a coborât, s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul, omul Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Adică, vindecarea de lepră se vede. Vindecarea de păcat se vede. Sau ar trebui să se vadă. Sunt diferențe vizibile între oamenii care și-au rezolvat problema păcatului exact. Și cei că nu? Exact. Exact. Este o diferență de la cer la pământ. Cunosc foarte, foarte mulți oameni. Am participat la procesul acesta prin care au trecut oamenii din ceea ce au fost înainte și ceea ce sunt acum și se apropie botezul în apă la biserică, la noi, peste 2 săptămâni, oameni care au o viață transformată 100%. Sigur că ei încă sunt copii în credință și urmează să crească, să se dezvolte. Sfințenia e un proces care durează toată viața, sfințenia. Dar este ceva deosebit, este ceva incredibil. Oamenii cum au gândit înainte, ce priorități au avut înainte și ce priorități au acum. Naaman, după ce a fost vindecat de boala aceasta, a zis, a cerut omului Dumnezeu, zice, nu poți să iau niște pământ de ăsta sfânt, am zice noi, să iau niște pământ și să duc în casa unde închină împăratul meu și când el se închină în fața zeului lui, să nu știe pământ și să arunc niște țărâne pe acolo, să-i arat că e mai important pământul de aici, de unde eu mi-am rezolvat problema, decât zeul lui. Și, de fapt, asta era răzbunarea fetiței. Da. Lasă că vă umple eu de pământ din Țara Sfântă, pe voi și pe zeul vostru care n-are nicio putere. Și se întâmpla ceva în viața lui. El în viața lui n-a mai făcut așa ceva. Și puțin oameni ar fi făcut așa ceva. Cum în templu, unde se închina împăratul lui și zeul lui era acolo și el se închina, se ducă pământ din Israel, pentru că acolo Dumnezeu a rezolvat lui problema. Era o schimbare și o transformare și mă gândesc când soția lui l-a auzit departe că vine cu saci plin de pământ de acolo și a zis, fai, ce cadouri! Ce cadouri mi-aduce vablănuri de acolo. Male exotice, cine știe ce am pușcat pe acolo prin Israel și mi-a dus. Nu, era pământ. Era o schimbare. S-a văzut în viața lui Naaman
Și schimbarea asta trebuie să vadă și în viața noastră. Pentru că după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos trebuie să fie ceva, trebuie să existe o schimbare. Noi venim în viața ucenicilor după învierea Domnului Iisus, după ziua cincizecimii, o transformare fantastică. Transformare fantastică. Petru care înainte nu poate să vorbească cu o slujnică decât cu da și nu și nu, nu-l cunosc și nu știu și negativit, dă înapoi și nu recunoaște și se apădă de Domnul Iisus Hristos, înainte se gânde cocoșul, se leapă de trei ori. Petru, în ziua cincizecimii, se ridică plin de autoritate și vorbește mulțimilor. Ce s-a întâmplat între timp? Între timp, Hristos a murit și a înviat. Și Petru a avut momentul acela în care a ieșit afară și a plâns cu amar. Fiecare trebuie să se plângă mai bine de păcatul lui. Și apoi plângem și pentru alții. Pentru că vindecarea de lepră era vizibil. Domnul Iisus Hristos a vindecat 10 leproși și a zis mergeți și arătați-vă să vadă oameni că sunteți vindecați. Și au plecat 10, se întoarce unul vindecat, un samaritean, ca să-i mulțumească, da, să se închine. Probabil că asta este proporția și astăzi. Din 10 păcătoși, unul se întoarce la Dumnezeu, dacă e adevărat sau nu, dacă e real sau nu, e prea puțin. Pentru că noi avem la îndemână și omenirea are la îndemână. Sunt familii care trăiesc într-un zbucium, trăiesc în lipsuri, nu le ajung bani de la o lună la alta, nu-i ascultă copiii, soția umblă într-o parte, soțul în altă parte, nu se duce cu părinți, nu se duce cu nimeni, schimbă locurile de muncă, n-au nicio satisfacție și când stăm de vorbă la o consiliere, spun, dar problema nu e asta. Problema nu e nici la socru, nici la soacra, nici la șeful, nici la șefa, nici la guvern. Nu, problema e la voi. Tu ai de rezolvat o problemă, tu ai de rezolvat o problemă. Care? Problema păcatului din viața ta. Pentru o relație bună, nu trebuie să cauți persoana sfântă și potrivită. Trebuie să fii tu persoana potrivită. Dar poate ar fi foarte greu pentru o persoană care nu e foarte obișnuită cu lucrurile pe care le vorbim noi acum, să înțeleagă ce legătură are minciunea mea de atunci sau furtul meu sau curia mea de atunci cu relația mea cu vecinul sau cu soacra sau cu... Cred că e greu pentru oameni să vizualizeze lucrul acesta. În realitate se întâmplă asta, adevărat. Da, pentru că oamenii își ascund păcatele și omul este un principiu la hermeutică. Are impresia că ascunzându-l nu suferă niciun consecință în urma lui. Are impresia că ascunzându-l, nimeni nu știe de păcatul lui și încă ceva. Totdeauna altul e mai păcătos decât tine. Uh-huh. Totdeauna alții sunt mai păcătoși decât mine. Alții sunt mai răi decât mine. Pentru că noi uităm un lucru. Deci că dacă ochiul tău e murdar, dacă ochiul tău e rău, vezi toate lucrurile rele. Și dar eu dacă văd pe cineva mai păcătos, nu-i problema la el. Problema că eu îl văd. Adică problema e la mine. La ochiul meu. Uh-huh. Aici e problema. Deci, noi trebuie să ne rezolvăm problema. Eu, relația cu Dumnezeu, și după ce am rezolvat problema mea cu Dumnezeu, deci poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu și urăști pe aproapele tău. În clipa când mi-a rezolvat problema cu Dumnezeu, am o altă relație cu oamenii. Și spuneam, nu de mult, într-un mesaj, chiar duminica trecută, cheia pe care noi, creștinii, o avem, și creștinii de pretutindeni o au astăzi, cea mai neglijată cheie de a-i face pe oameni să se apropie de Dumnezeu este că nu iubim suficient pe necreștini, păcătoși. Nu iubim suficient. Domnul Iisus, primul lucru ne-a învățat să iubim pe toată lumea, să iubim pe toți oamenii. Te accept, nu te aprob. Nu ți aprob viața și păcat, dar te accept. Te accept. Și te țin lângă mine. Pentru că dacă stai aici lângă mine, dacă stai lângă mine, mulți împărați au plecat la zboi și fiul lor pleca la prima lui bătălie și împăratul zicea, stai aici lângă mine. Stai aici pentru că aici ești protejat, ești amvine, stai aici. Mergem a doua oară, a treia oară, acum du-te și singur. Dar prima dată stai aici lângă mine. Noi trebuie să-i ținem pe oameni, pe cei mai păcătoși, cât mai aproape de noi. Unde să se schimbe? În prezența cui să se schimbe? Un om, un fost coleg, un fost prieten, este în șanț, este beat, este rău, a falimentat. Unii chiar ne spune, cer ajutor și îmi pare rău, dar nu pot. Îmi pare rău, dar nu pot. Pentru că nu vreau să fiu văzut. Am auzit una dintre cele mai mari inepții pe care eu le-am învățat ca și tânăr întors la Dumnezeu, a fost aceea de la un lider religios a vremii. Lider religios a vremii, că a zis către mine, zice, să nu mai umbli cu, vezi că tu ești un băiat, să nu mai umbli cu cutare, că ai un prăpădit. Și te vede lumea cu el și, ce o să zică lumea că tu umbli cu ăla? Și m-am dus în Biblie și am văzut în Noul Testament că Domnul Iisus era prietenul vameșilor și a păcătilor. Așa era el numit.
Și? E ușor să fii lumină între lumini. Da. L-a deranjat cu ceva? Poate că e mai greu să luminezi în întuneric. Mai avem poate undeva în jur de 3 minute până la finalul discuției noastre. Ca o curiozitate personală, am auzit multe persoane vorbind despre fapt că ceea ce îi doare în viața lor este boala. Și trăim vremi în care românii, din păcate, sunt o națiune foarte bolnavă. Am auzit mai mult de 2 persoane spunând, m-a bătut Dumnezeu, de aia m-am îmbolnăvit. Există o legătură directă între păcat și boală sau orice boală vine ca urmare și consecință a unui păcat, credeți lucrul acesta? Pe de altă parte, am auzit mulți oameni spunând, s-a îmbolnăvit pentru că a păcălit. Cred că e un lucru pe care oamenii ar dori să-l audă. Primul motiv pentru care există foarte, foarte mulți bolnavi în România, deci primul motiv pentru care există foarte mulți bolnavi în România, nu are nicio legătură cu Biblia sau cu Dumnezeu. Are legătură cu mâncarea. Deci în România oamenii se îmbolnăvesc pentru că nu mănâncă sănătos, nu mănâncă la timp. Biblia spune, trupul acesta este templul Duhului Sfânt. Deci, iertați-mă, pot să vin eu acum cu o burtă așa mare, să o pun aici pe masa asta și să zic, să fim cumpătați? Pot eu să spun lucrul ăsta? Când eu mănânc o ala felie de slană cu 5 roșii și cu ceapă, iar la ora 10:30 și mă culc, pot să spun eu, deci în România, cel puțin în România, nu vorbim de americani că-s mai obezi decât noi, oamenii se îmbolnăvesc datorită de faptul că nu se îngrijesc. Nu mănâncă la timp, nu mănâncă sănătos, mănâncă orice, bea orice, dorm fără niciun program, n-au nicio disciplină. Astăzi este ziua de naștere a doamnei Chong Chong Chan Chong Chong, cum o cheamă, are 116 ani astăzi și rețeta ei de viață a zis, am dormit toată viața 8 ore, am dormit toată viața 8 ore și am mâncat sănătos. Mâncat sănătos și m-am odihnit. A avut o disciplină de viață. Deci, primul motiv pentru care oamenii se îmbolnăvesc este că nu grijă de trupul acesta. Dumnezeu mi-a dat trupul acesta să-l îngrijim. Să-l îngrijim. Pentru că eu cu trupul acesta mă duc în vestirea Evangheliei. Cu trupul acesta mă duc să predau la studenți. Cu trupul acesta mă duc și conduc mașina. Eu cu mine mă duc. Cum am eu grijă de mine? Asta nu înseamnă că dacă am grijă de mine și dacă... Și primul lucru să am grijă de mine este să pun o limită. După o vârstă, orice mâncăm, să avem urmele, se întâmplă lucruri. Și am, vai, m-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit de prima boală pentru că românii mai au o boală. Se îmbolnăvesc de o boală și nu spun la nimeni. Și după boală vine a doua și a treia și următoarea și următoarea și își descoperă că are 5-7 boli. Și zice, acum cum să mai scad? Sigur are legătură cu păcatul. Sigur ceva, mama. Sigur ceva, bunica. Trebuie eliberare exact. de poftă, de mâncare. Și aș mai spune că după alimentare, al doilea factor ar fi stresul. Stresul? Ca o părere personală. Care este cea mai mare înșelăciune, auto-înșelare. Uh-huh. Dacă sunt într-o situație și mă stresez sau nu mă stresez, nu mult am oprit la barieră la Baciu, acolo. Am oprit la barieră, când am ajuns, s-a lăsat bariera. Și în spatele meu erau niște câteva mașini, erau de la aceeași firmă, cred că aveau o inscripție pe mașină. Și au început ăia un tărăboi acolo că tocmai acum trebuie să ajungă. Eu am ieșit afară vesel și am început să mă uit pe acolo și m-am apropiat de un zic extraordinar, zic, sunt în Cluj 30 și ceva de ani și niciodată n-am văzut clădirea asta, ce scrie pe clădirea asta. Și au văzut că ceva nu e în regulă, dar zice, dar ce importanță are? Păi zic, vă dați seama că dacă mă întreabă cineva pe mine, vine din undeva și mă întreabă, domnule, știi clădirea, instituția cu tepice, uh-huh, stradă? Da, lângă bariera de la tăietura Turcului acolo. Și zic, l-a rezolvat pe om. Dar zic, dacă eu aș sta acum să noi toți să ne certăm aici la coada asta de mașini, că s-a lăsat bariera, că zic, să vă spun ceva, oricum nu o putem ridica. Așa e. S-a răveselit, schimbat atmosfera, adică pot să mă stresez și pot să nu mă stresez. Boala că nu mâncăm, nu ne îngrijim și nu ne odihnim, stresul. Și sigur că în natura noastră păcătoasă avem potențialul de a ne îmbolnăvi. Pentru că noi de la Adam și Eva încoace, de la păcatul adamic, oamenii se îmbolnăvesc. Oamenii mor, oamenii se îmbolnăvesc, oamenii se stresează. Bărbatul a fost foarte fericit, Adam. Că la început, cred că au probleme cu mâncare să îmbolnăvească. Dar asta s-a apărut după ce a făcut pe Eva, cred că. Cred că v-ați pierdut cafeaua. Apoi,
Apoi apoi stresul, da? Noi ne stresăm, noi nu mâncăm regulat, nu mâncăm după care, ne îmbolnăvim, da? Ne îmbolnăvim pentru că în trupul acesta avem potențialul de a ne îmbolnăvi. De la Adam, ca urmare a păcatului adamic, oamenii se îmbolnăvesc. Spunea cineva odată, zice, atât am studiat problema bolii, zice, în sfârșit am ajuns la concluzia, deci am aflat de ce ne îmbolnăvim noi oameni. Și am zis, dar ce? Zice, nu, eu știu eu de ce mă îmbolnăvesc, dar era un om super. Dar de ce vă îmbolnăvesc? De aia, pentru că-s viu. Atât bună concluzie. Da, sigur, aici nu vorbim de posedare demonică, nu vorbim de multe altele. Nu intrăm în subiectul acela. Da. Dar pentru că Adam și Eva au păcătuit, de aceea păcatul lor a fost groaznic. Ca urmare a păcatului lor, oamenii s-au îmbolnăvit și oamenii au murit. Oamenii se îmbolnăvesc și oamenii mor. Dar noi trebuie să avem grijă, de noi, de viața noastră, ca să nu ne îmbolnăvim. Că trupul acesta trebuie să fie la îndemâna lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Multe lucruri încă am mai putea vorbi despre păcat, dar cred că este important faptul că am dezbătut acest subiect și l-am dezbătut pe marginea Bibliei. Am un singur verset, 2 Corinteni 5:17. Dacă este în Hristos, este oftură nouă. Adică păcatul vindecat, asta trebuie să se vadă în viața omului. Trebuie să se vadă neapărat în viața omului. Nicăieri Biblia spune că oamenii nu vor păcătui. Omul acesta nu va mai păcătui. Să fim serioși. Unul singur a fost fără păcat, Domnul Iisus Hristos. Nu păcătuim că vrem. Nu vrem. Dar dacă se întâmplă, avem de mână soluția. Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în platoul nostru și vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Sperăm că v-am fost de folos. Până data viitoare, fiți binecuvântați!